Dacă în unele cartiere oamenii au început să sorteze gunoiul, în alte zone ale orașului, în loc să arunce deșeurile în containere, oamenii le aruncă pe jos, spun reprezentanții societății de salubrizare. Colectarea selectivă a început la 1 iulie. Deocamdată a început, în interiorul orașului, în cartiere, nu știu dacă ați observat, am amplasat acele containere tip iglu cu capacitatea de 1,1 metri cubi, galben, albastru și verde. Deja am început să le golim. Bucurător este faptul că în unele zone din municipiu chiar am găsit fracția uscată pentru care aceste containere au fost amplasate, plastic, doze de aluminiu, carton, hârtie. Din păcate, în unele zone lasă de dorit și am avut foarte multe deșeuri pe lângă aceste containere tip iglu, care n-au nicio legătură cu colectarea selectivă, din păcate, spun. Reprezentanții societății de salubrizare spun că au și o mașină cu care pot să ridice gunoiul colectat selectiv în sighetul Marmației. Avem o mașină pe care o folosim, o mașină proiectată cu o macara, pe care o folosim în acest sens. Prima oară ridicăm culoarea galbenă, după aia ridicăm culoarea verde și cea albastră. Sunt îndemnați ghetenii să înceapă să colecteze selectiv gunoiul și în locuințe, în apartamente? Sigur că da, sigur. Eu de foarte mult timp am mărșurit pe această idee. Am început în primă instanță cu școlile, grădinițele și liceele din oraș, unde le-am amplasat, pentru că mi se pare foarte normal ca această activitate de colectare selective să înceapă în instituțiile de învățământ, acolo unde viitoarea generație va învăța să selecteze. După aia le-am amplasat în interiorul cartierelor. Aici vreau să-mi cer scuze cetățenilor, pentru că datorită faptului unei probleme care nu ține de noi, aceste containere nu sunt dotate toate cu sistemele de golire. Așteptăm după cei de la Consiliul Județean pentru a ne mai aduce sisteme de golire. Potrivit legii din 1 iulie 2019, toți românii ar trebui să adune deșeurile selectiv pe patru fracții: plastic, sticlă, hârtie și menajer.